invitați, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Măinești pe anul 2018. Comisia de urbanism, discuții, propuneri de tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu portezi, domnul consilier. Eu aici o să mă abțin. Nu spun motivele din ce cauză. E chestia că nu sunt de acord cu această mărire a impozitului și nu vreau să dau un guvern. Este obligatorie prin codul fiscal, dar asta facem în fiecare an. E conform legii, n-am inițiat-o noi, primăria. E obligatoriu. Indexarea anuală cu rata inflației. La acele impozite care sunt stabilite în sumă fixă, conform articolului 491 din codul fiscal. Poate fi și micșorată, domnul consilier. Poate fi și micșorată. Dacă inflația scade, se da, în cazul în care inflația este în minus, se scade în minus. În raportul despre cealaltă, se scade inflația. A fost și cazul. A fost. Da. Da, mai sunt alte intervenții. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. Da, un votat în 4 voturi. 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 20-28-02-2018 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Măinești, aflate în folosința unităților de învățământ de pe raza municipiului Măinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Măinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune proiectul, a vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Gerebens Terez, aflat domiciliat în municipiul Măinești, strada Martin Crișan, numărul 12A, județul Bacău. Comisia de urmărim, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a votat unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din an semestrul 2018 în municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilelor situate pe strada Zorilor, bloc 19, municipiul Moinești, județul Bacău. Poftiți, domnule. Dacă îmi permiteți, aici aș avea o mică intervenție. Știți cu toții că în urma predării de către Petrom OMV a acestor spații de la blocul 19 de pe strada Zorilor, aceste spații au fost construite pentru, cu destinație de cabinete medicale. Spitalul Municipal de Urgență are un plan de conformitate ca urmare a vizitei celor de la DSP, plan care are și termene. Unul din ele este mutarea și extinderea unor cabinete din ambulatoriu, sediu administrativ, arhivă, orice poate, se poate plia pentru aceste spații. Drept urmare, prin acest proiect de hotărâre, îl trecem din domeniul privat în domeniul public, după care, la următorul punct de ordine de zi, este darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule primar. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat. Comisia economică, dacă sunt alte discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal de Urgență Moinești a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Zorilor, bloc 19, parter, identificat prin carte funciară numărul 60 4559. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale privind stingerea obligațiilor aferente contractelor de concesiune numărul 2 din 29-12-1992, numărul 6 din 1-6-1993 și numărul 7 din 0106-1993. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, poftim. Vorba de alt vot sau? Da. Cele două de lângă Creșă și două de sus, de lângă Carucă. Și deja am văzut că e făcut și... Raportul de evaluare, îți trimitem la OMV. E situația similară ca la Bozanu. Da. Nu trebuie să agreze ei. Deci expertul nominalizat de noi și cel nominalizat de ei. La blocul ălaltul a ieșit așa, mică diferență. Și așa că a acceptat-o pe a noastră. Că noi nu puteam să acceptăm mai puțin decât a dat cel pe care l-am plătit. A acceptat evaluarea plătită de noi și drept urmare s-a făcut și prima plătă. Așteptăm răspunsul, îl trimitem după ce iese hotărârea. Mâine o să îl trimitem la Beton.
Vă rog. Da, dacă sunt alte discuții sau întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unui teren parohiei Sfântul Gheorghe din municipiul Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumesc. Să votați unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești și Școala Gimnazială Ștefan Lucian în vederea realizării proiectului Extindere și modernizare creșa primii pași Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? S-a votat în unanimitate. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2018 a unui ajutor sau sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Reabilitare termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 54/2018, proiectant SC Iul Grimi, Service SRL Focșani. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, întrebări, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Obor, numărul 14, județul Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Moinești. APIA a construit un sediu nou în zona parcului Băi în spate, sediu care l-au avut în apropierea dispensarului medical veterinar, nu mai au nevoie de el. Le-am solicitat să-l dea în domeniul public al municipiului Moinești. Au trimis adresa astăzi, hotărârea, mâine pleacă la București, domnul director de la APIA. Deci, stimații viitoare? Vom analiza și vă pot. Nu era dispensarul veterinar? Nu, dispensarul e următoarea clădire. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, punct Schelă, județul Bacău.
Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Ce este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții? Da, domnule. Deci am înțeles un pic că apare la un moment dat ceva și de aceea suprafață, cu strada... Da, și Hârnea și, da. Și Prescuna. Da. 2818 metri pătrați. Acum am da, dat da. Așa spuneți, iată, cu prinsul lui, aici de la Cilea. Cu Schela și cu Din Pacilu. Și cu Prescura, da. Acolo de aia. Aceea suprafață. Aici în Schelul da, e greșeală. Prescura a fost luna trecută, probabil la dactilografiată. În Schelă, în spatele iazului sus, unde Hârle are proprietate personală, e în capăt acolo și această suprafață care nu este inclusă în loturile date în concesiune ca și pășune. Vrea să facă exploatație de să acceseze pe start-up sau altă... Pe adere. Dar asta cu Prescură e luată de la ședința trecută, să corectez secretarea din Consiliul Local și domnul președinte, când va semna, va semna cu suprafața din Schelă. Pentru persoană fizică sunt mare. Poftim? 3.000 de lei pe an. 3.000 și ceva de lei. 3.000 de lei pe an prin 289, sau nu știu cât pe lună. Este, era singura posibilitate. Deci cel mai ieftin. Un leu și 10 bani, teren agricol, care este reglementat ca și preț de juriere sau concesiune pe teren agricol. Cel stabilit în hotărârea Consiliului Local. Da, mulțumim. Dar dumnealui a venit și a făcut solicitarea. Știind că este posibilitatea concesionării directe, a acceptat prețul. V-am spus, inițial era altul mai mare. L-am modificat, am căutat cât mai puțin. Și am găsit, dumnealui a acceptat, e 280 ceva de lei pe lună, parcă, îl plătește. Vrea să acceseze acele fonduri puse la dispoziție pe... Da. O să modifice și o să semneze pe cea cu... Da. Mulțumim, domnului consilier. Mai sunt și alte discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Măinești, strada Schelei, județul Bacău. Nu, nu a fost să-l lanț cu punct Schelă. Comisia de Urbanism. Vă rog și desemnarea, domnul președinte, vă rog și desemnarea doamnei consilier, pentru că face parte din comisia de licitație. Așa îi spune. Da, la 17, că e licitație. O să vă rog să faceți propuneri pentru doi consilieri care să facă parte din comisia de evaluare a ofertei. Acest teren a fost preluat de la Petrol de vreun an și ceva. N-a fost nicio solicitare pentru el până acum. Și vorba de... Pe partea stângă, față în față cu pompierii, e o platformă betonată cu un canal pe mijloc. Pompa de pompe de nu, nu, în jos. Aici, față în față cu pompierii, sus, după cantină. După cantină. Da. Între cantină și de la deal de cantină. De la deal de cantină până la curba spre compresoar. Da. 1320. Stă degeaba. Bine, bine că vrea cineva. Vrea. Păi, o să poate la niștați. Da, vă rog să faceți propuneri. Poftiți. Propun pe domnul Nimicean. Prima propunere, supun în da, comisie. Da, comisie. Dar să fie și a doua propunere. Și a doua. De la altă comisie, de la alt partid, ce mai. Haideți. Să fie... Haideți, domnul. Domnul Iene. Domnul Iene. Da, deci o să supun la vot Comisiei de Urbanism aprobarea celor două propuneri, pe domnul consilier Mircean și domnul consilier Ghenea. Cine este de acord? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. La Comisia de Economică, dacă sunt alte propuneri de
pentru comisie, dacă nu vom supune la vot proiectul cu cei doi nominalizați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului și dacă mai sunt și alte propuneri pentru comisiile. Dacă nu supunem la vot proiectul și cu cei doi nominalizați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Mâine, județul Bacău. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș întreba eu reprezentantul Spitalului Municipal. În afară de cele 414 paturi, mai sunt și celelalte 22? Deci 414 plus 22? Dar tot acolo sunt. Tot în spital, da? Și față de structura aprobată în 2017, e ceva în plus sau în minus? Nu, este doar o reorganizare. Da, am înțeles. Mulțumesc. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, votată unanimitate. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, se punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Sunt 825 de funcție. Câte sunt ocupate? 556. Nu s-aude. 556. Da, mulțumesc. Alte discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de serviciu a unei garsoniere din imobilul situat în strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, municipiul Moinești. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere și modernizare, creșa primii pași Moinești, faza DARI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7/2018, proiectant SECE Artenis SRL Iași. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 149 din 03 a 10 a 2017,
privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică, clădire din strada Vasile Alexandrie numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești, faza DALI, revizie soluție tehnică și a indicatorilor tehnico-economici, proiectant SCA Tehnic SRL Iași. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Dacă îmi permite. Poftim, domnule primar. Știm cu toții problema avută la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an în ceea ce privește ridicarea și colectarea deșeurilor din municipiul Moinești. Ca urmare a acelei probleme, eu am inițiat un model de declarație pentru toate persoanele fizice din municipiul Moinești, care ar fi trebuit depuse la serviciul impozite și taxe. Nu toată lumea este acasă, nu toată lumea a venit din proprie inițiativă. Am constituit o comisie și a pornit pe teren pentru a stabili numărul utilizatorilor. Ca urmare a acelor declarații, a crescut numărul utilizatorilor, dar mai sunt de verificat, pentru că una au declarat odată cu completarea acelei declarații și altă situație este la evidența populației. Drept urmare, fiecare titular sau de gospodărie trebuie să aducă documente justificative pentru persoanele care nu se află la domiciliu pe parcursul anului. A luat ca exemplu de bune practici și Consiliul Județean și ADIS-ul această declarație. Mai mult decât atât, împreună cu juriștii de acolo, au lucrat la mai multe modele de declarații. Când le-au trimis spre dezbatere, am convocat 9 primari din jurul municipiului Moinești, de la Târgovna, Slănic, Dărmănești, Dofteana, până la Măgirești, Ardeoani, Zemeș, pentru a discuta aceste modificări care le vor domni odată cu aplicarea acestui regulament. În acest regulament sunt incluse și declarații pentru agenții economici. Adică destul că sunt casierul românesc, destul că am făcut aceste declarații noi ca urmare a încasării de către serviciul impozite și taxe a acestei taxe, să mă duc și la agentul economic să iau declarație câte persoane are sau ce cantitate. Am refuzat și am notificat ADIS-ul cu modificările de care să țină cont la realizarea acestui regulament. Parte din ele a ținut cont, parte nu. Pentru că nu au ținut cont de acele modificări pe care le-am adus la cunoștință cu ștampilă a 7 primării, domnul viceprimar a inițiat astăzi proiectul de hotărâre, pentru că este normal că atunci când primești adresa de la Consiliul Județean de la ADIS să inițieze acest proiect de hotărâre, dar eu nu susțin, pentru că am inițiat acele declarații, le completăm în continuare, dar doar la persoanele fizice și în condițiile în care le-am stabilit la începutul anului. Eu nu susțin acest proiect de hotărâre și dacă se poate să fie respins. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții. Să nu înțelegeți greșit, că domnul viceprimar îl susține ca și executiv. Dar era de datoria dumnealui să inițieze acest proiect de hotărâre, să-l aducă în discuție Consiliul Local și dumneavoastră să deliberați. Deci proiectul a fost, regulamentul a fost trimis să-l punem spre dezbatere. Acum. Eram obligat să-l pun în dezbatere. Dar aici aveți în ultima parte materialul prin care toți primarii și comisia care s-a întrunit a trimis aceste observații și atunci nu au ținut cont de, așa cum a spus și domnul primar, și atunci noi avem obligația de a promova proiectul, dar la vot putem să ne exprimăm opinia pe care considerăm că este și anume să utilă pentru orașul nostru. Și atunci o să intrăm iar într-o situație ca Nu. Nu. N-am cum să intru într-o situație de aia, dar nu o să mă fac
angajatul RomPres să mă duc la fiecare agent economic să iau o declarație cât salariați are, este datoria lui, are contract cu fiecare, e obligatoriu să-și facă contract cu orice agent economic și un contract civil reprezintă voința părților. Să-și facă clauze de care vor dumnealor, nu să mă duc eu să impun anumite clauze pe care le-a aprobat fără voința mea ca și membru în Consiliul de în adunare generală la Adis Bacău. Am înțeles. Dar ideea e că dacă s-a semnat iar în acel prim contract s-au semnat chestiile astea, nu. E un regulament care se aprobă de toate consiliile locale, dar adunarea generală a stabilit acum să trimită către consiliile locale la aprobare. Eu v-am spus, dacă dumneavoastră considerați că salariații primăriei trebuie să se asume o declarație, să meargă să ia declarație la agenții economici și încă câteva modificări pe care le-am solicitat acolo, votați cum credeți de cuvință, dar nu cred că e normal să facem treaba unui agent economic nou. Păi iau contracte, pentru că sunt agent economic. Sigur. Nu periclitează. La ora asta suntem într-un proces privitor la acea sumă restantă. Suntem la zi cu plata pentru anul ăsta. Am declarat numărul populației care a rezultat în urma declarațiilor strânse de la populație. Eu zic că ne facem treaba și nu ar avea un motiv din cauza asta să asisteze colectarea deșeului. Am impus persoane din oficiu. Toate persoanele, locuințele goale, la ora asta sunt impuse cu persoane. Dacă vine proprietarul să plătească, atunci este luat la întrebări. Vedeți că la evidența populației aveți 3, aveți 2. Și să vedem, actualizăm cu situația reală. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să întreb. Totuși, relația contractuală între prestatorul de servicii și OATE Măinești. Nu există un contract între prestator și OATE, decât pe gunoiul ridicat de la sediul primăriei, de la piață, creșă sau bibliotecă. Considerați persoană juridică. Atât, da. Bun, totuși, noi avem obligația ca să le punem la dispoziție numărul total de persoane plătitoare da. Am pus. Celor care și l-am pus, celor care li se prestează acest serviciu. Nu numărul persoanelor care rezultă cu mutație la evidența populației. Acolo rezultă 22.000. Bun, asta este în regulă. Dar, pe de altă parte, între un agent economic și firma de salubritate, există cu totul alt contract. Da, deci primăria n-are absolut nicio treabă cu contractul ăla, da. De unde până unde a apărut această sprijinare? Pentru a veni sprijinul RomPrestului, să zic că dumneata ai 7 salariați, cantitatea de gunoi pe care o contractezi este de 2 metri cubi. Într-un contract civil, voința părților spune clar, stabilim de comun acord ce prestez, ce îți plătesc. Asta trebuie să facă RomPrest. Nu trebuie să deci trebuie. Da. Și când le-am pus noi la dispoziție spațiu ca să vină în primărie, agenții economice au considerat unii că le-am impus să facă contractul cu lui. Da. Dacă mai sunt întrebări. Da. Eu o să supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Chiar ține cineva? Mulțumesc. S-a votat împotrivă. La Comisia Economică, dacă sunt alte discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Enea. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Împotrivă. 5 voturi. Ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința anume.
consilier, stimați invitați, în continuarea ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, derulăm ședința de plen. Convocarea Consiliului Local al Municipiului Noimeș pentru astăzi, 26 iunie 2018, a fost efectuată prin dispoziția primarului Municipiului Noimeș, numărul 629/2018. Aceasta a fost efectuată cu respectarea prevederilor articolului 39 alineatul 1, legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezenți toți cei 19 consilieri validați în funcție. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, precum și cu prevederile legii administrației publice locale, vă informez că la începutul fiecărei ședințe trebuie supus preaprobare Consiliului Local procesul verbal întocmit la ședința anterioară. Pentru aprobarea procesului verbal întocmit la ședința Consiliului Local din luna mai, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului acestuia care a fost publicat pe site. Nefiind obiecțiuni sau completări, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2018. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi de astăzi. Bună ziua! Deci dacă punctul 1 a fost parcurs, trecem direct la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2018, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Întrucât domnul Darie a ajuns puțin mai târziu, să ne întreb dacă are obiecția asupra primului punct sau își da avizul. Domnul Darie? Aviz favorabil. Favorabil, da. Da. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea supune la vot punctul 2 așa cum a fost editat și votat. Cine este pentru? Deci în majoritate a fost, în unanimitate a fost aprobat. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Da. Raport Comisia Economică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supuneți spre aprobare punctul 3. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Eu mă abțin. O singură abținere, domnul Olegiu Vasile. Punctul 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 20/28/02/2018 privind aprobarea închirierii unor bunuri aparținând în domeniului public al municipiului Moinești, aflate în folosința unităților de învățământ pe raza municipiului Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci proiectul în realitate a fost trecut. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Deci proiectul a fost trecut așa cum a fost expus și votat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Gherbeneș Terez
domiciliată în municipiul Moinei, strada Martin Crișan, numărul 12, județul Bacău. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Așa, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei arătează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva este împotrivă? Nu. Deci proiectul trece în formă în care a fost inițiat și votat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentelor culturale și sportive din semestrul 2 pe anul 2018 în municipiul Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei arătează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, în unanimitate de voturi, proiectul a fost trecut și validat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești a imobilor situate pe strada Zorilor, bloc 19, municipiul Moinești, în județul Bacău. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Deci trecem mai departe. A fost aprobat în unanimitate. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrația spitalului, a spitalului municipiului de urgență Moinești, a imobilului situat în municipiul Moinești, strada Zurilor, bloc 19, parter, identificat prin carte funciară numărul 60-459. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru, domnilor? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci și punctul 9 a fost validat în unanimitate de către comisie. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea soluției contractuale pentru stingerea obligațiilor aferente contractelor de concesiune numărul 2/29 din luna 12/1992, numărul 6/01 luna 6/1993 și numărul 07/01/06/1993, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei arătează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate de voturi, punctul 10 a fost validat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unui teren, așa, gratuită a unui teren, parohiei Sfântul Gheorghe din municipiul Moinești. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei arătează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Se abține cineva? Se împotrivește cineva? Nu. Deci, în unanimitate de voturi a fost trecut și acest punct 11. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului cadru de parteneriat între Unitatea de Gimnastică Teritorială a municipiului Moinești și Școala Gimnazială Ștefan Luchian în vederea realizării proiectului extindere de modernizare creșa primii pași a municipiului Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Da. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Se abține cineva? Nu. Deci și punctul 12 a fost validat și aprobat în unanimitate. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării în anul 2018 a unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. În România, inițiatorul primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei arătează favorabil proiectul de. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci în unanimitate de voturi și punctul 13 a fost
votat, deci validat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea termică, clădire rezidențială, bloc 10, strada Tudor Vladimirescu, municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 54 din 2018, proiectant SECE, E-Green Moving Service, SRL Focșan. Da, probabil că a câștigat licitația. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi, raport Comisia Economică. Membrii Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre 7. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 14 a fost votat în unanimitate și validat. Deci punctul 15. Proiect de hotărâre pentru exprimarea acordului de principiu privind transmiterea imobilului situat în municipiul Moinești, strada Obor, numărul 18, județul Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul public al municipiului Moinești. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Și Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci și punctul 15 a fost votat în unanimitate de către cei care au și votat, de fapt, consilieri. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situat în municipiul Moinești, punct Schelă, județul Bacău. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Și Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci în unanimitate de voturi și punctul 16 a fost votat. Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Schelei, județul Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Raportul Comisiilor Juridice. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru proiect și tot aveți favorabil cu 5 voturi pentru comisia formată de domnul Mirceaș și domnul Iene. Da. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru și cu cele 2 voturi. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru, atât pentru hotărâre cât și pentru. Cât și pentru membrii Comisiei, da. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate de voturi, punctul 17 a fost votat de către colegii consilieri. Comisia. Și comisia, exact, da? Din cei doi consilieri. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipiului de Urgență Moinești, județul Bacău. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate de voturi și punctul 18 a fost votat și validat. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție ale Spitalului Municipiului de Urgență Moinești. Inițiator primarul Municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, deși punctul 19 a fost în unanimitate votat. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuința a locuinței de serviciu a unei garsoniere din imobilul situat în strada Vasile Alexandrii, numărul 50, bloc E26, municipiul Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Așa, cine este pentru? Spune la vot. Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 20 a fost votat în unanimitate. Trecem la punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, extindere și modernizare creșa primii pași Moinești, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 7/2018, proiect SC Arthenis Denis SRL Iași. Inițiator primarul municipiului Moinești.
Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi. Supune la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci punctul 21 a fost validat în unanimitate și votat. Punctul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 149 din 03-10-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea termică a clădirii din strada Vasile Alexandrii numărul 52, sediu Direcția de Asistență Socială din municipiul Moinești, faza DALI, revizie, soluție tehnică și a indicatorilor tehnico-economici, proiectant SC Hendis SRL Iași, inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci în unanimitate de voturi și punctul 22 a fost votat de către colegii consilieri. Punctul 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, inițiator viceprimarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Membrii Comisiei Juridice respinge proiectul cu 5 voturi. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei resping proiectul cu 6 voturi împotrivă și o abținere. Raport Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei de Urbanism respinge proiectul cu 7 voturi. Supune la vot. Comisia Juridică. De fapt, pune la vot proiectul. Cine este pentru? Scuzați. Nu este nimeni. Așa? Împotrivă? Așa? Deci se abține cineva? Fac eu o abținere, nu? Nu mai există. Deci, punctul 23 a fost votat în măsura în care l-ați respins. Mai este una? Da. Trecem la capitolul diverse. Așa, văd că avem și invitații în sală, este un lucru bun, iarăși moineștenii sunt interesați. Să vedem cine se înscrie la diverse. Deci, doamna doctor. Nu, domnul. Doctor. Diverse, da? Domnul Vasile Ilie, da? Doamna, cum e corect? După consilier. Deci domnul consilier Vasile Ilie. Ilie, numărul 3. 2, doamna doctor, am zis, da? Cine mai dorește? Domnul Bejan Constantin. Costică, nu mă botezam, că vin după drept. Bejan Costică, numele. Bejan Costică. Așa, mai era un domn, parcă în sală, care s-a exprimat. Domnul Marchidan a plecat? Vă înscrieți la cuvânt, domnul Marchidan? Nu, nu scrie din oficiu. Vă înscrieți? Așa, Marchidan. Nu că mi-a spus în pauză, înainte. Marchidan. Cine mai dorește, dintre invitați, dintre cei prezenți, dintre șefii de birou, poate, știu eu, nu? Ei, atunci să trecem la treabă. Domnul Vasile, aveți cuvântul. Da. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului director, precum și conduce spitalul pentru invitația acordată. Și cred că sunt în asentimentul tuturor consilierilor. O să ne străduim să fim, ne par rău cu domnul primar este plecat. Da, eu trebuie să menționez că vineri sunt convocat la adunarea, la Asociația Municipiilor la Constanța. Toți primarii de municipii vor fi acolo, sunt invitați cei de la Bacău și de la Unești, nici ei nu vor fi. Nu am cum lipsit de la adunarea generală anuală a acestei asociații. Îmi pare rău că nu sunt aici. Deleg pe domnul viceprimar. Deci este deligat să fim acolo, indiferent de culoare politică, să fim să ne facem datoria, pentru că e un moment deosebit pentru orașul nostru și e o mândrie pentru noi că suntem acolo. Momentul de înscriere atunci, nu? Da, da, da. O a doua problemă, am mai stat de vorbă cu cetățenii din orașul Moinești, pentru că asta este datoria noastră a consilierilor.
S-a construit un nou magazin Nevila, acolo în bazar. E foarte bine că s-a construit și, într-adevăr, nu mai apare acea centrală care străca tot aspectul zonei. Însă cetățenii de acolo doresc să se refacă un pic în jurul Nevilei. S-au mai stricat trotuarele, s-au mai stricat și să refacă zona, adică parcarea aia și tot ce e. Și dacă se poate, să construiască o alee acolo. Este și o doamnă care nu poate merge, este în cărucior și ar fi foarte bine să construiască o alee. Și eu m-am gândit că, totuși, fiind acolo domnul Procopi în zonă, ar fi bine să construim pe parcurs această alee și chiar să-i dăm denumirea veteranului Procopi. Ar fi o chestie frumoasă, ar rămâne o amintire și eu o văd destul de bine, pentru că, oricum, ne mândrim cu un veteran care are atâția ani, care a fost în război și ar trebui să poartă numele Macaru Alei. Cam atât am vrut să vă spun și... Ca să nu trebuie mai departe, pot să vă răspund la privitor la magazinul Nevila. S-a deschis, am impus acolo să realizeze acele locuri de parcare prin pavaje în lateralul acelui magazin. Incinta de blocuri este prevăzută în proiectul care l-am depus luna trecută pe mobilitate urbană. Va fi amenajată cu pavaje, bănci, coșuri, iluminat ornamental. Dar sper cât mai repede să treacă de perioada de evaluare, să semnăm contractul de finanțare, să inițiem procedurile pentru achiziția proiectului și a PTH-ului și a execuției. Vă mulțumesc! Da. Doamna doctor, vă rog, poftiți. Eu am de făcut, de fapt, un anunț care pentru mine este emoționant și pentru că nici n-avem timp prea mult la dispoziție și s-ar putea să uit, o să vă rog să-mi permite să citesc câteva gânduri pe care le-am scris în fuga calului, venim de la cabinet. Și să vă spun că astăzi se împline 10 ani de când am depus pentru prima dată jurământul în calitate de consilier local. Sigur, pentru mine au fost niște ani interesanți, pentru că am învățat că simpla dorință de a face bine comunității tale nu este suficientă, ci în spatele fiecărui proiect este o muncă enormă a oamenilor care lucrează în primărie. Vă admir pe toți pentru entuziasmul de care dați dovadă și vă doresc să fiți la fel și în continuare. Dar să mă întorc la ce trebuia să vă spun eu, este că renunț la calitatea de consilier local din motive personale și las locul unui coleg sau, de ce nu, a unei colege mai tinere din echipa ALDE. Vă mulțumesc tuturor, domnului primar, domnului viceprimar, a doamnei secretar, dumneavoastră colegii mei și, bineînțeles, voi fi alături de dumneavoastră totdeauna. Vă mulțumesc pentru modul în care am colaborat și vă doresc să aveți putere, viziune și bani pentru proiectele viitoare. Sigur, voi rămâne în continuare alături de ALDE, dar pe altă poziție. Nu mă retrag din activitatea profesională și dacă vreodată veți avea nevoie de un sfat sau o consultație, ușa cabinetului meu va fi deschisă pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dați-mi voie să fiu mesagerul dumneavoastră și în numele meu personal să-i mulțumesc doamnei doctor pentru activitatea parcursă în cei 10 ani. Ne-a fost sprijin în toate hotărârile pe care le-am luat. Cred că aveți cunoștință cu toții că doamna s-a implicat în activitatea Consiliului Local și mulțumesc pe această cale și rămâne alături de noi, ne-a promis, în orice împrejurare, la orice eveniment va fi prezentă și sper să colaborăm tot atât de bine și în continuare. Vă mulțumesc! Da. Foarte bune, dar nu mi-a spus motivul de atrasă. Personale. Mi-ați creat emoții, doamna doctor, recunoaștem, dar emoții plăcute de data asta, mai în special că ați lăsat loc la o colegă, deci să fie echilibru așa între bărbați și... Asta e dorința mea. Foarte frumos, foarte. Ne așteptam la surprize plăcute de la dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult din toate punctele de vedere. Există pe lista consiliere ALDE, stați liniște. Avem convingerea. Domnul Bejan Costică, vă rog. Distinse doamne, distinse doamne. Vă supun atenție următoarele aspecte. Este strada atelierilor din municipiul Moinești de 18 ani, un imobil achiziționat în acea perioadă.
vă reamintesc următoarele aspecte. Strada atelierelor, cu se suprapune pe DN2C, între podul de pe linia ferată vis-a-vis de fostul imobil al gazelor, până la găzărie, strada Mihai Eminescu. În perioada 2000-2001, această stradă a fost reabilitată în condiții de, în condiții de maxim profesionalism, astfel că performanțele sau mai tehnice ale firmei respective se observă și astăzi, strada fiind foarte bine conservată. Dar, în perioada 2009-2010, Abanova, sau mă rog, firma care a spart strada cel puțin pe distanța de 1000 de metri unde locuiesc și eu, a recondiționat-o în condițiile în care a recondiționat-o. Este practic impracticabilă pentru toți cei care circulați pe partea dreaptă direcției de acces Moinești-Bacău. Asta e un aspect. Doi. Tot din acea perioadă, trotuarul adiacent acestei străzi a dispărut. Astfel că noi suntem obligați să circulăm printre căruțe, printre mașini, printre tractoare, prin tot felul, printre tot felul de mijloace de transport care se perindă pe acest, în această zonă. Nimeni nu a fost interesat și nu este interesat să refacă acel trotuar. Aș invita pe toți cei care lucrează în primăria Moinești să circule măcar o dată pe an pe acea zonă perpedes. Și discutăm după aceea. Ăsta este un aspect. Doi. Marcajul longitudinal al acestei străzi, pe distanța de circa 1000 de metri, nu a fost aplicat nici în anul 2017 și nici în anul 2018. Astfel că mașinile și celelalte mijloace de transport circulă cum vor ele. Mai pe stânga, mai pe dreapta, mai pe mijloc, fiecare circulă cam pe cont propriu. Asta pe de o parte, pe de altă parte trebuie să fie cineva de la poliția rutieră, pentru că, de regulă, nu prea se respectă viteza legală în localitate, începând de la tractoare și terminând cu mijloacele de transport mari, gen tiruri, mașini de transport, material lemnos, etc. Nu am văzut niciun interes în acest sens din partea primăriei Moinești, cel puțin în ultimii 8 ani de zile, pentru recondiționarea a acestei străzi, atât a trotuarului, cât și a plăței carosabile pe partea dreaptă a direcției de acces pod pantă. Nu cred că, am discutat cu domnul consilier zilele astea, nu cred că veți avea posibilitatea financiară să dezvoltați un proiect prin care să refaceți acel trotuar. Asta este un aspect. Doi. Locuiesc pe acel apendice de circa 200 de metri, zis tot strada atelierilor, care este balastat cu tot felul de gropi și care, nu știu, doar în campanie electorală am auzit unele vorbe că de vreo 20, peste 20 de ani că va fi asfaltat. În schimb, cum se termină campania electorală, se ocupă funcțiile publice, Dumnezeu cu mila. Un alt aspect foarte grav, cartierul Micleasca nu are canalizare. Iar de vreo 25 de ani aud în fiecare campanie electorală că acest cartier va fi canalizat. Promiteți-mi și mie că, oricum, până în 2020 sigur nu veți rezolva aceste treburi, măcar până în 2024 să fie rezolvate. Atât, mulțumesc! Domnul Maghidan. La ședința de luna trecută de Consiliu am ridicat 3 probleme sociale prezentate astăzi. Bine, mi-am luat răspunderea să fac o discuție, pentru că cele 3 probleme sunt la limita orașelor Moinești, municipiului Moinești și Comănești. Am fost în audiență la domnul primar la Comănești și am sfârșit parțial din problemele ridicate, după care i-am propus să facem o întâlnire la limita orașului Moinești-Comănești. A fost de acord. Am încercat să-l contactez 3 zile
telefonic, n-a răspuns. Între timp a răspuns. Și a zis, domnule, ai noroc că ți-am răspuns. Eu de obicei lucrez pe secretar. N-am știut. Și mi-a să aminte pe tipul celălalt, doamna Baciu, făcea audiențe în locul fostului primar. Zic, hopa, să vezi că trebuie să mă duc la secretară să mă plâng de problemele. În fine, am luat la secretară, am fixat o întâlnire, bineînțeles că am informat și pe domnul primar de la Băinești de această întâlnire. Noi am fost plecat la București, domnul primar Hieru, a venit și am fixat pentru data de 6 a lui ăsteia. Ne-am întâlnit la limită. Cam de timp, primăria Mâinești, la probleme ridicate de mine, domnul viceprimar a fost foarte prezent de data asta și exact nodul care spuneam eu la conferința Străzilor Unirii cu Fântura Unirii, nu puteți să ieși căruța cu caianul. Acum, într-adevăr, e ceva mai bine. La întâlnirea, celălalt vă spun, întâlnirea cu domnul primar la Pămânești, a mai fost încă cineva, dar l-am întrebat și n-a vrut să recomande cine este însoțitorul, la volan era domnul primar, din partea primăriei Mâinești, domnul primar, domnul vice și încă doi însoțitori. Am crezut că, într-adevăr, vom da urs și vom putea înțelege noi locatare de acolo să rezolvi ceva. Și acum să vă spun despre ce, mă repet, greșiți. Domnul primar la Comune s-a angajat că acoperișul ajunge la fătura Parnuschie, va lua legătura cu proprietarul și va demora. Cu decolmatarea urminișului, nu mi-a dat niciun răspuns. Când a fost vorba de stradă, a zis, domnule, ce cui aparține? Mă iesa comunistul. Domnule, dacă mi-a dat ca primar, nu știi cui aparține, hai să spun eu. Zic, eu am întâlnit acum 4 ani cu o echipă de tupomerdiști și am marcat. Am marcat borna în părâng, borna încă așa și care traversă și trece la hâna. Pe strada mea, dar. Bine. Și atunci, de ce m-ați dat aprobarea noastră? Că acolo e o discuție mare. Cei care stau pe stânga aparțin de Mâinești și care stau pe dreapta de Comănești. Corespondența, să nu chitisesc, corespondența nu venea corectă cu faptul cu aboarta, că știau că s-au reunirii. Și cei de pe stânga au pus acolo 20 decembrie, că așa normal. S-a supărat foc, a zis, ce caută 20? Bine, domnule, a administrat strada asta, da, mi-a parțit și o administrez. N-a făcut nimic. Și am gândit că întâi acel doi primari, nu mai spun cine a însoțit, așa, va fi cu rezultat. Mi-am dat seama că se întâmplă ceva, am bănuit, răspund deschis, politic. Dacă nu, ceva personal, nu știu. Vă spun sincer. L-am rugat pe domnul primar de la Pămânești, martor sunt cei de față, să mergem la limit, acolo să vedem despre ce e vorba la confluența celor străzii cu Pârâul. De la Mâinești, ca să nu scap, domnul primar știe foarte bine, a fost de mai multe ori acolo, domnul viceprimar a fost de 2 ori acolo, a cărcat piciorul și, într-adevăr, și-a dat seama că e un pericol acolo, care tot am ridicat problema. Și la sfârșitul discuției am zis, domnule, zic, strada vă privește, în avară vă privește și de colmatarea, așa, și cu toți țări acolo. Nu mi-a mai dat niciun răspuns. S-am asumit în mașină și a plecat și a rămas cu reprezentanții, domnul primar și cu domnul vice,
la discuții. Adevărul este următorul. Că noi nu mai știm cui aparținem. Și domnul primar am rugăminte. Încercați, legal, juridic și delimitați. Eu știu, pentru și noastră știți, care e hotarul. Suntem mai nimănui acolo. Nici unul, nici altul. Primăria Mâinești a făcut mai mult zile trecute, a luat că erau așa crescut mărăstinii și cu bărările, de la Toiță, Cimitir și către Văsiești, au păzat. Arată frumos. Ce vreau să vă spun, am văzut dacă aveam, astfel poate mâini nu mai sunt. N-aș vrea să perinde prostiile astea, ură personală sau politică. Și domnul Vasile, vreau să răspund următorul lucru. Răspund. Am fi vrut, într-adevăr, să aducem Mâineștiul înapoi cu nu știu câți ani pe candidatura domnului Cotăreț. Am practica anilor, m-am spus, de acolo, de acum, cum arată Mâineștiul acum, în alta niciodată, cum va arăta, eu zic că mai frumos. Și eu zic, când m-ați rugat atunci și domnul director Cotăreșul noastră, haideți domnule cu noi. N-am putut, domnule Stântin. De ce? S-a văzut ce rezultate în martie 2008 în coace. Dacă eu mă înșel, n-aveți decât. Nu mă supăr. Asta a fost trecutul. Încercați. Noastră zice cu Dumnezeu, eu zic așa, vă dau dreptate și eu sunt ortodox. Dar să nu fie altfel. Și cu gândul la Dumnezeu și cum m-am pus la altul. Domnule, dacă, dacă e credință... E o părere personală. Dacă e credință și sănătate, toate... Ce nu gămit de-am pus? De la Mâinești am primit o adresă, o răspuns de la APR Române de situația de acolo. E foarte... Pun răspunsul până undeva. Nu sunt bani. De acolo nu sunt bani. Dar o să-mi permit să-i fac ce am propus. Am propus la cetățeni din zonă, fac un demers scris la Primăria Comunești, să vină cu un răspuns. De ce? Singura problemă rămasă pentru Mâinești e de colmatare în amonte, care, într-adevăr, e mai mult, la care răspunsul este. Răspunsul la Primăria Mâinești, la Comunești, lupt și merg. Și sper să am înțelegere la prefectura, la prefectura la Bacău și pe aceea să intru în președință de Consiliu Județean la Bacău să vadă și ei cu cine lucrează. Eu am zis să nu lucrăm politică, nu e vorba de niște adevăr și timpuri pentru societate, pentru populație. Vă mulțumesc! Da, da, pentru asumitul ce am fost înscris eu, scurt, așa, chiar dacă vă vedeți. Pentru domnul Dejan, care este vecinul fiicei mele, acolo, mai e un tabel, dar fiind plecat în concediu, n-a reușit să-l aduc, semnat de toți locatarii și toți cei care protestați de pe unsea respectivă. Într-adevăr, noi știm că nu se pot face lucrări de profunzime, imediat, dar măcar un buldo, o lamă, ca șucam mult, chiar nu se mai poate cu mașina mică, cu gardă joasă, să se pătrunze acolo. Într-o zi erau trei mașini numai de ale mele, că, bine, recondiționez casă, o refac, arată tragic. Dar eu cred că un buldo cu forțe proprii, cu eforturi de la primărie, se poate măcar îndreta un pic să putem pătrunde. Și după care, când a venit canalizarea, am vorbit cu cei în măsură, mai viață, se pare că de la anul, se încep canalizările de infrastructură și după aia asfaltarea. Dar asta e chestiune de durată. M-am întâlnit cu vecinul meu, domnul Zota, sărăcuțul de el, a murit și bătrânica, a rămas singur. Astăzi mi-a solicitat o mașină care basculează, i-am adus o mașină de beton făcut gata de la stație, de la găzărie. Nu mai poate intra cu mașina în curte, au venit toate aluviunile astea și pur și simplu și-a accidentat și mașina lui, a luat un
Matiz Micuț, nu mai putea intra în curte, l-am ajutat, bineînțeles, cu doi băieți de la mine, i-am pus acolo o basculă, dar mi-a trebuit cel puțin vreo 3. Pe banul a costat 4 milioane de lei, o primă basculă de balansul. Eu zic, dacă nu putem ajuta, măcar tot la fel, îndreptat un pic și să facem ceva și pe ușoară. Ce-i vorba? Să adreseze scris. Deci comisie. El a zis că pot să-l reprezint eu, întrucât este foarte obosit la 83 de ani. Depuneți adresa și o să merg. Da. Bun. Mai e canalizare de la bancă, care este înfundată permanent veșnic. Oamenii de acolo îmi spun, cei care au unități economice în zonă. Așa, nu știu, am impresia că se înfundă undeva, mi s-a spus, mă trezesc domnului vice. Chiar îndrept la bar. Până acolo... Acolo cred că nu este canalizare sau se e obturată. Nu știu. O să aducă la cunoștință crabă. Da. Deci cam asta am avut eu de spus. Și dau cuvântul domnului primar, după care sigur o să declarăm și închisă ședința. Vă rog, domnul primar. Dacă tot e în discuție această străduță, într-adevăr, nu este asfaltată, dar știți principiul autorității locale. Întâi apă, canalizare, utilități și după aia asfalt. De îndreptat vom proceda la îndreptat. Dacă dispar de acolo și acele mașini lăsate de atâta timp și mă uit la domnul Bejan. Plătesc taxă, domnule primar, și ne plătesc taxă. Acolo sunt niște mașini care nu mai circulă și sunt lăsate. Când dumneavoastră o să le luați de acolo și noi vom veni cu acel budu ca să putem avea acces pe această stradă. Da, noi vă rugăm. Nu stau bine acolo, e prea de mult. Și nu toată lumea care mi-o spune mie, o spun și aici public, ca să știți, sau în altă împrejurare. Vreau să știți că mi s-a adus la cunoștință că țineți acele mașini în față și nu pot obstrucționați calea de acces pe această stradă. Privitor la strada atelierelor, ne-am judecat 4 ani și jumătate cu Compania Națională de Drumuri. În februarie a venit executorul și ne-a dat în administrare acel segment de drum de 9,6 km de la intrarea dinspre Comănești, de la Funcționalul Banovski, de acolo de unde spunea domnul Marchidan, până la ieșirea spre Comuna Măgirești, spre Bacău. Deci acest drum acum este în administrarea municipiului Moinești. Sunt demersuri făcute de domnul ministru, de domnul Viorel Ilie, ca această lege să fie modificată, pentru că prevede ca toate municipiile să aibă în administrare aceste drumuri naționale care traversează localitatea. Proiectul de hotărâre propus este ca aceste drumuri naționale să fie date în administrare municipiilor doar acolo unde este nevoie, unde solicită Consiliul Local pentru implementarea unor proiecte gen mobilitate urbană sau de alt gen. Sper că până la venirea sezonului rece, această lege să fie aprobată și promulgată, să poată reveni înapoi în administrarea CNADR-ului, pentru că dumnealor încasează rovinetă, dumnealor iau taxe și avize, taxe pentru panotaj, avize pentru realizarea unor construcții, nu primăria municipiului Moinești, nu primăria altui municipiu. Doar primăria să-l dezăvezească sau să-l repare, să-l administreze. Privitor la marcaje, nici nu au vrut să audă cei care realizează marcaje și au dreptate, pentru că dacă ar fi marcat linie continuă din deal, de unde, din zona Batului și până la Pecoron Petrol, vă dați seama că toate mașinile erau obligate să circule pe acea bandă unde s-a implementat proiectul cu apa spre Bacău, conducta de apă spre Bacău. Drept urmare, s-a marcat drumul național dat în administrare pe segmentul de la intrarea din Comănești până la Pecola Rafo și de la Rompetrol până la ieșire spre Bacău, acea zonă neputând fi marcată din cauza stării infrastructurii rutiere a carosabilului. Am făcut demersuri atunci când, și atunci și după, pentru că nu noi am semnat recepția la realizarea acelui proiect, ci Compania Națională de Drumuri, pentru că era proprietatea lor. Și cei de la CRAP Bacău. Facem în continuare demersuri, v-am spus, să revină Companiei Naționale de Drumuri și să-și intre în atribuții, să repare, să facă circulare. Privitor la apă și canalizare, am inițiat proiectul împreună cu cei de la CRAP, au fost proiectanți pe Micleasca, este ca primă zonă prioritară, este prioritară zona Micleasca pentru realizarea canalizării. Probabil dacă se va realiza, cât de curând va veni rândul și acelui capăt de stradă din acea zonă. Privitor la întâlnirea de la Comănești, am răspuns prezent la invitația domnului Marchidan.
m-am întâlnit cu primarul de la Comănești, a văzut și dumnealui atitudinea pe care i-am transmis-o și i-am spus că așa se va întâmpla, pentru că nu sunt la prima întâlnire cu, cu domnul primar de la Comănești. Eu merg și decolmatez acea parte din râul Urminiș, dar degeaba îl decolmatez eu dacă acolo se izbește într-un perete. Despre adresa care am arătat-o domnului Marchedan, este o adresă înaintată la apele române, la sedia la Bacău. Dumnealor ne-au comunicat că este prevăzut în buget alocarea, realizarea unei astfel de lucrări. Nu au bani. Drept urmare, m-am adresat Ministerului Apelor și Pădurilor și ne-au răspuns că va fi inclusă o sumă la rectificarea bugetului în partea a doua anului. Aștept să văd dacă se întâmplă acest lucru. Am fost și personal la minister. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnul primar. Răspunsul este cât de satisfăcător. Se vede clar că deci primăria este implicată și doar timpul se pare că ne mai desparte. Ocazie cu care declarăm închisă ședința de astăzi și vă doresc multă sănătate.